roșu. Valaurul roșu nu a fost decapitat. Tot mai vară se foc pe cele 12 capete, nimic nu zic de Parlament, de Balaur zic și de Iuda care ne iubește, de vânzători, dulăi, călăi, nătărăi, clapon, mimedon, faraon, național, care ne plăcă. Îndobitocesc, ieri în stil comunist, astăzi neofascist. Europa civilizată nu cunoaște starea de lucruri din Republicuța, Uța, 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 Moldova. Vom bate clopotele cele mari și veste lumii vom da. În așa zisa țărișoară, populația autohtonă moldovenească, românească, nici măcar etnie nu e considerată. La carul ceseist fiind înjugată, vită de plug depărată și respectiv tratată. În noua moldoveară se moară și nu se învie. Saltimbancii au făcut cărdășie cu vârcolacii, lumina soarelui întunecă și astfel istoria dată în apatimă în hău alunecă. Suntem niște ostatici. Ne hotărăsc soarta, bălbăiții, neisprăviții, rătăciții, mesiții, trogodiții, reptilele, fosilele, imbecilele, rătatele, degradatele, scurtatele. Am revenit bună dreptate, egalitate, libertate în calea tancurilor sovietice amișit cu frunțele ridicate. Credem în dor, dorul însă călcat în picioare este cenzurat, încătușat de patru cămile legat și a idoma lui Ioan Vodă sfârșiat în aceeași pasărabie română. Timpurile pe care le trăim numite vor fi de pruncii nepoții strănepoții noștri, vremea câinilor, era analfabeților, perioada târtanilor moldovenești. Nerodul, zic analfabeții prestrânceani aleși, a ales greu din Egină. Nerodul își iubește conducătorii, iubitul nerod nu vrea să fie nerod românesc, dar nerod frățesc, nerod moldovenesc, adică nerod de tot felul, găgăuzesc, rusesc, ucrainesc, țigănesc, pe cum nu românii în statul Moldova trăiesc, dar un nerod anume de strânsură. Dreptatea lor se recunoaște. Poporul țărișoarei nu poate fi numit nație. Suntem mai aproape de turmă, de comună. Deznaționalizați, cosmopolitizați, timp de două secole, moldovenii de dincolo ce de prut în curând vor dispare și ca etnie. Etniile conlocuitoare sunt ocrotite de stat. Moldovenii din potrivă. Se face tot posibilul ca să nu mai venim din străbuneri. Nu avem niciun drept, nici chiar dreptul de a vorbi propria limbă. Basarabia română este tuturor neromânilor ca un os în gât. Vampirii nesățioșii, sângele ei sub, derivuitorii monstruoșii de răspundere fug. Statute speciale acordă Transnistrii, Găgăuzii, hrănește-i Basarabie pe toți, de la gura pruncilor ia și servește-i pe tare. Prostituție politică, iartă-mă gura. Scopul tuturor prostituatelor suverane e să parvină pe noi românii să ne omilească, să ne cenzureze și gândurile tăcute chiar. Astăzi, nici se pomenești cuvântul KGB, nu se poate. Interziție și cuvântul român. Și cuvântul patrie-mamă, și cuvântul unire, o jumătate din fondul lexical al limbii române este interzisă. Se naște în stătuleț o limbă nouă, moldovenească, rusească, găgăuzească, ceseistă, prostească, să o înțeleagă toți veniții de aici.
Ne rușine, surori și frați, și de această limbă, antilimbă, dar și de aceste umbre, sumbre, care se bat cu pumnul în piept și se numesc narod moldovenesc. Anume, aceste umbre, sumbre ne amenință cu decapitarea. Iar un oricare an, dri, an, usate, ne spune fără preț, fără pic de rușine, televiziunea v-a scos în lume, mare v-a făcut televiziunea, o să vă înmormânteze, nimeni nu o să mai știe de voi nimic, președintele Serg Snegur m-a numit cenzor principal. Eu vorbesc, voi nu existați. Chiar astăzi, acest usate, v-a scăzit că mi-a cenzurat un interviu pe care l-am acordat telematinalului. Deșteaptă-te, române! Suntem abia la începutul mișcării de eliberare națională. Am revenit la totalitarism. Sculați-vă, morți din morminte, ne așteaptă bătălia cea mare. Curaj, surori și frați, niciun pas înapoi. Viața moarte pe care o ducem azi ne este contraindicată de natură. Front comun să facem unde unul nu-i putere. Rândurile ne-au rupt iudele neinfiltrate special în mișcare. Acum greu de neghină e ales. Știm cine cu ce respiră, cine linge bride, cine linge cizmă cu potcoavă bătută în calere, cine linge altceva. Frumoasă! Frumoasă e lupta, renunță și esența ei. Numeroasă e coarda, elefanții însă până la urmă tot se tem de furnici. Pe Ioan Vodă cel viteaz, armașul său, când l-a întrebat câte sebi dușmani vin asupra țării, Marele Domn a răspuns bărbătește, să le numărăm în luptă. Ei au venit de iure, iar noi suntem acasă. Fiți cu mine și cu noi va fi izbândă. Nu vreau... Nu vreau să închei cu aceste frumoase vorbe ale viteazului domnitor. Cu o mică bucurie vreau să închei. Născut un an până la pactul Molotov-Ribbentrop, eu sunt român și moldovean ca usate, rogate, cuzate, ciubate, nu vreau să închei. Nepoțică de trei anișori și ori de câte ori trec la ea, mă vede și pe loc prinde a cânta. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem români. Vom câștiga lupta, Dunărea înapoi nu poate fi întoarsă. În Marea Neagră se varse unde începe vatra noastră de dor, Basarabia. Vă cuprind, lumina ochilor vă sărut, surori și frații.